Șantaj, hoție, amenințări, mână criminală. Nu este un citat dintr-un rechizitoriu penal, ci sunt schimburi de replici între parlamentarii români. PNL și USR acuză PSD de abuz pentru că a reluat votul în Parlament la legea împotriva spălării banilor, după ce inițial proiectul a picat la limită. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut că votul a fost reluat pentru că au fost probleme la consola de vot și că ar putea fi vorba de o mână criminală. Opoziția a taxat dur această atitudine a partidului de guvernământ. Liviu Dragnea a recurs la șantaj și presiune asupra colegilor din partid. Au reluat într-un mod total nedemocratic votul dat în Camera Deputaților fără absolut niciun motiv și au mai făcut rost de câteva voturi care vor face ca organizațiile non-guvernamentale să nu mai poată să-i ajute pe cei vulnerabili sociali. Rușine, un nou abuz incredibil în Parlamentul României. Legea împotriva spălării banilor, în care Dragnea a introdus prevederi explicite care sugrumă organizațiile neguvernamentale, nu a întrunit inițial voturile necesare. Iordache a cerut reluarea votului cu o ticăloșie fără margini, încălcând regulamentul Camerei Deputaților fără pic de rușine. Deputații USR au ieșit din sală în semn de protest. USR va ataca la Curtea Constituțională prevederile discriminatorii din această lege impusă de Dragnea, a scris și deputatul USR Emanuel Ungureanu pe pagina sa de Facebook. Interesant este și faptul că liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a fost de partea puterii la multe acte normative importante din ultima perioadă, cum ar fi legile justiției, de data aceasta a catalogat ceea ce s-a întâmplat în Camera Deputaților ca fiind o porcărie.